încă o minune că funcționează. Mocănița a putut fi urnită din loc mulțumită unui artificiu al autorităților, care au declarat-o monument istoric pentru ca șinele de cale ferată să nu ajungă la topit. Bătrânul tren are un potențial uriaș în turism. Spre rușinea noastră și-a dat seama de asta un austriac din Graz, care a recondiționat una dintre locomotive și garniturile. Mocănița merge dus întors pe ruta Abrud-Câmpeni, o excursie de 2 ore pentru care turiștii plătesc numai 7 lei. Für mich ist das alles sehr neu. Ich war noch nie in Rumänien, aber es ist sehr interessant. Wenn man es von der Seite Tourismus sehen will, hat es ein großes Zukunftspotenzial. Lucru care trebuie să-l facă această locomotivă e același. Atât dacă o rămas bătrânică, merge, dacă ar fi linia bună, 30 la oră. Sperăm ca în continuare noi să putem promova ca în zonă să avem vizitatori și să ne audă, să audă și de Abrud. Calea ferată pe care circulă trenul moților a fost construită în anul 1912. Locomotiva cu aburi aproape 40 de ani mai târziu. Turiștii pot sta în vagoane terasă sau clasă, însă există și vagoane industriale. Repunerea definitivă a Mocăniței în circuitul turistic este unul dintre cele mai importante proiecte din România. Pentru moment, autoritățile din Alba au mâinile legate din cauza unei datorii de 10 de miliarde de lei vechi a proprietarilor căi ferate.